consultant de marketing online. Am o experiență de vreo 4-5 ani pe piața din Marea Britanie, mai mult, și de 2 ani de zile sunt pe piața din România. Sunt Google AdWords Certified, Google AdWords Individual Certified. Mi-am luat certificarea de la Google Analytics și am făcut și master în PPC la Marketmotiv. Astăzi am ales să vorbesc despre 10 lucruri foarte importante din punctul meu de vedere atunci când să alegi cuvintele cheie pentru o campanie pay-per-click. Am scris acolo că următoarele cuvinte cheie care le-am luat sunt nu sunt luate din Google AdWords Tool, sunt câteva care le-am inventat eu, dar ca să iasă exemplul mai bine și să mă fac înțeles mai bine. Psihologia căutării. Am luat ca și exemplu mașina de tocat. Sunt mașinile alea care toci carnea și vrei să faci sarmale sau ardei în plus și așa mai departe. Am luat exemplul ăsta ca să nu fie potențial clienți pe aici sau oameni care lucrează cu... Uimiți, da, care vinde mașini de tocat. Și pe lângă asta este o nișă destul de restrânsă. Spre exemplu, atunci când cineva caută o mașină de tocat sau orice altceva ce caută pe Google, el are în minte un anume rezultat, și anume, dacă vreți, puteți să asociați imaginile respective cu rezultatul optim al unui singur individ. Și anume, fiecare individ se așteaptă la un anume rezultat pe Google. Este foarte important ca noi, prin contul Google AdWords, să satisfacem cât mai multe persoane prin lista noastră de cuvinte cheie. Și anume, dacă cineva va căuta pe Google mașini de tocat și noi vindem mașini de tocat, prin reclama noastră și prin landing page-ul nostru, trebuie să satisfacem nevoia tuturor acestor persoane. Și anume, să arătăm într-o singură reclamă care are, nu știu, 25 de caractere, titlu, 35 de scrierea și încă 35 de scrierea, să satisfacem toate aceste modele de mașini de tocat. Ceea ce este foarte greu. De aceea, pasul ăsta, primul pas într-o campanie AdWords, și anume research-uri de cuvinte cheie, este extrem de important și este mult mai important cum grupezi aceste cuvinte cheie. Și am să iau în continuare am să merg pe același exemplu. Aici am luat exemplul rochii de seară. La fel, pentru fiecare fată care, dacă vrea să-și cumpere rochii de seară, ea are în cap un anume model pe care se așteaptă să-l găsească. Și noi, pe pagina destinație pe care trimitem vizitatorii, trebuie să satisfacem cât mai multe nevoi. Și există câteva variante prin care putem satisface aceste nevoi. Cum caută un utilizator pe Google? Spre exemplu, pornind de la mașină de tocat, am rulat, nu mai știu, cred că vreo $10-15 pe acest punct cheie. Și s-au efectuat aceste căutări cheie, nu știu dacă, aceste cuvinte cheie, nu știu dacă se vede, dar am să citesc măcar câteva. Deci, pornind de la mașină de tocat, pe Broadmatch, s-a căutat tocător de carne electric, preț mașină tocat carne, mașină de tocat carne electrică, accesorii pentru suc de roșii la mașină tocat, carne Orion OMG090, tocător de carne electric Vortex, de vânzare mașină tocat second hand și așa mai departe. Deci eu, prin reclama mea din Google AdWords, trebuie să satisfac toate aceste nevoi. Dacă nu satisfac aceste nevoi, practic eu pierd bani, pentru că pentru fiecare din această căutare eu am plătit o sumă de bani la fiecare client. Și cum impact pe toți acești utilizatori? Cum ziceam, există mai multe variante.
prima ar fi o grupare a cuvintelor cheie după descrierea produsului. Și anume, pornind de la mașină de tocat carne electrică și tocător de carne electric, fac un grup de cuvinte cheie care targetează strict mașinile de tocat electrice. Mașinile de tocat carne electrice. Și aici am cuvintele care au plecat de la această căutare. Nu știu dacă le vedeți, dar toate sunt mașini de tocat carne electrice. Și mă feresc de celelalte căutări. Astfel voi afișa o reclamă strict pe mașini de tocat carne electrice și voi trimite pe o pagină unde sunt mașini de tocat carne electrice. O altă variantă este gruparea cuvintelor cheie după stadiul de cumpărare. După cum știți, o persoană care caută în Google se află într-un anumit stadiu de cumpărare, care poate fi de informare, de research, sau poate vrea chiar să cumpere în momentul respectiv. Și sunt câteva metode prin care putem intui acel stadiu. Spre exemplu, o persoană care caută preț, mașină de tocat, prețul mașină de tocat, mașină de tocat, prețul. Prețul mașină de tocat. E destul de fain exemplu care l-am adus. Asta e ideea. Nu vreau să fac o campanie gratis la cineva din sală, de aia am luat. Deci o persoană care caută preț mașină de tocat. Deci, înțeleg, nu e bună campania, nu luați campania fiind, da, nu aplicați. Păi nu, că am spus chiar la început chestia asta, am înțeles. O persoană care caută preț mașină de tocat sau prețul mașină de tocat, cam e undeva în stadiul de cumpărare. Adică s-a gândit că vrea să-și cumpere o mașină de tocat și e interesată de prețul acelei mașini de tocat. Bineînțeles, putem să oprim, spre exemplu, mașină de tocat cu, nu știu, preț rochii de seară. Și e la fel. Acea persoană este cât de cât decisă că vrea să cumpere rochii de seară și vrea să vadă mai multe prețuri. Și, pe exemplu, pentru acest grup de cuvinte cheie, putem folosi o reclamă de genul mașini de tocat carne, cel mai bun raport preț-calitate, comandă acum și convinge-te. Practic, când caută prețul, noi îi spunem că are la noi pe site cel mai bun raport preț-calitate. Iar rata de click va fi destul de mare. Sau o reclamă care are titlul tocător carne de la 99 de RON. E exact aceeași chestie. Practic, prin această reclamă răspundem nevoii tuturor persoanelor care caută cuvinte pornind de la aceste fraze. Mai departe, persoane care caută review mașină de tocat sau mașină de tocat forum, informații mașină de tocat, poze mașină de tocat, compară mașină de tocat. Aceste persoane sunt în stadiul de informare, de research. Deci aceste persoane încă nu sunt decise dacă vor sau nu să cumpere. Și pentru aceste persoane putem să facem o reclamă de genul compară mașini de tocat. Alege cel mai bun tocător de carne. Transport gratuit la tocătoare. Și astfel, încercăm să influențăm decizia de cumpărare a acestor persoane, astfel încât să o ia la noi pe site. Și anume îi oferim o listă de mașini de tocat pe care ei să le compare, pentru că ei caută review-uri. Și pe lângă asta îi oferim și un beneficiu, transport gratuit la toate tocătoarele de carne. Și am arătat, de exemplu, un grup pornit de la mașină de tocat ieftină și mașină de tocat ieftină. Aceste persoane sunt, din punctul meu de vedere, au un buget foarte limitat. Eu, de regulă, pun cuvântul ieftin, ieftine și derivații de la ieftin la negative pentru majoritatea campaniilor, pentru că până în momentul de față mi-a fost foarte greu să conving persoanele care vin din cuvinte cheie ce conțin ieftin să cumpere. În schimb, putem încerca să le convingem. Și putem avea o reclamă de genul mașină tocat ieftină. Tocătoarele ieftine rezistă o lună. Comandă un tocător de calitate. Și astfel îl încurajăm să comande un tocător de la noi. Sau
mașină de tocat ieftină, alege cel mai bun tocător de carne. Comanda acum și ai 2 ani garanție. Se poate că fac referire la, în a doua reclamă, fac referire la garanția pe care o ofer eu la tocătoarele mele de carne și în prima reclamă fac referire la cât de proaste sunt tocătoarele de carne care sunt ieftine. Deci, practic, încerc să le conving din pe aceste persoane, să dea mai mulți bani pe un tocător și să-l cumpere de la mine. Vrei să-mi zici ceva? Îți urez succes să-i convingi să cumpere tocătoare. Tocătoare pentru toți. Targetarea corectă prin cuvinte negative. Spre exemplu, am luat o căutare. Uite, Ionuț, ai zis surprins. Există persoane care fac ad-uri pe cuvântul mașină tocat carne. Spre exemplu, primul rezultat pentru cuvântul cheie mașină tocat carne este mașină tocat roșii. Toacă roșiile ușor și rapid, 29 de lei. Și al doilea rezultat ad-uri este maxi gel echipamente, alegerea investitorilor deștepți, restaurant, hotel, catering. Deci aceste două cuvinte cheie n-au nicio relevanță pe carne. Exact. Aici cred că a targetat pe mașină sau pe carne. Pe carne. Se pare și aici a targetat pe mașină tocat. Da. Ca să evităm acest lucru, este foarte, foarte indicat să folosim cuvintele cheie negative. Și anume, introducem anumite cuvinte cheie la nivel de grup sau la nivel de campanie. Iar atunci când se efectuează o căutare ce conține unul din acele cuvinte cheie, nu mai este afișată reclama noastră. Și astfel evităm afișarea de reclame care oricum o să targeteze și potențial clienți mai mult decât atât. E posibil să nu primească nici click-uri și ne afectează în mod direct scorul de calitate. Și în al doilea rând, pentru persoanele care dau click, evident nu o să cumpere și plătim banii lor. Și putem adăuga cuvinte cheie la nivel de grup. Spre exemplu, pentru grupul mașină de tocat carne, adăugăm cuvântul roșii, astfel încât persoanele care vor căuta mașină de tocat roșii nu vor mai fi afișată reclama mea. Iar pentru grupul de mașină de tocat roșii, punem la, ca și cuvânt negativ, cuvântul carne. Și astfel, traficul va fi foarte relevant. Adică pentru persoanele care caută mașină de tocat carne, va apărea tot timpul reclama cu tocător de carne și invers. Iar la nivel de campanie, putem să adăugăm accesorii, echipament, adaptor și așa mai departe. Cuvinte care pentru care nu va apărea niciuna din campanii, niciuna din reclamele din toate campaniile noastre. Utilizatorii care caută regional. Și anume, dacă avem aceste 4 căutări. Magazin tocător carne, magazin de tocătoare carne București, magazin mașini tocat Iași și mașini de tocat carne Iași, eu l-aș grupa în 3 grupuri. Și aș face reclame separat pentru fiecare. Astfel, rata de click va fi cu siguranță mai mare și targetez regional. Spre exemplu, o persoană care caută magazine tocătoare carne București. O altă chestie este că o persoană care caută magazine mașini de tocat sau magazine haine online, magazine rochi online, e posibil ca acea persoană să caute magazinul fizic. Noi încercăm să o convingem să cumpere online. Și o convingem dându-i un beneficiu sau spunându-i efectiv comanda online. Deci, pentru exemplu, magazine tocătoare carne București, putem avea o reclamă de genul tocătoare carne online, livrare gratuită în București. Astfel specificăm... Astfel specificăm clar vizitatorului că mașinile tocate se vând online și pentru persoanele care se gândeau să cumpere de la un magazin offline, îi spunem că are livrare gratuită în București. Deci are livrare gratuită în orașul din care el are căutat. Și am pus acolo ideal pentru sarmale și apei. Pentru căutările magazine
mașini tocat Iași și mașini tocat carne Iași, putem avea o reclamă de genul mașini de tocat carne pentru bucătarii din Iași. Bonus, rețete gustoase de sarmale. Iarăși încerc să motivez cumva persoanele să-mi comande online. De exemplu, pentru persoanele care vor comanda un tocător de carne, îi spun că este adresat lui din Iași și ofer și un bonus dacă vor comanda online. Tocmai ca să nu comande offline. Asta e un dinamic keyword insertion, DKI. DKI sunt cuvinte, deci Google AdWords oferă posibilitatea de a-ți crea reclama text în mod dinamic în funcție de căutarea ce s-a efectuat pe Google. Și am luat aici ca și exemplu aceste patru cuvinte cheie, mașini de tocat, tocător carne, mașini de tocat carne ieftine, tocătoare carne electrice. Și pentru aceste patru cuvinte cheie am aceeași reclamă. Însă, folosind un tweet, să zic așa, în reclamă, de genul la coladă, keyword, două puncte, mașini de tocat carne și închidem acolada, ai grijă, trebuie să fii dublu mare, ca să nu-ți capitalizezi. Nu, nu capitalizează. Mare greșeală. Da. Ce zice Ionuțe, că reclamele din partea dreaptă, tipul nu va mai fi mașini de tocat cu D și cu mare. Va fi mașini de tocat cu D și cu mare. Ca să le facem cu D și cu mare, ar trebui să scriem în loc de K, Y, W, O, R, D, W, mare. Practic specificăm că pentru fiecare cuvânt cheie căutată, îl capitalizează. Ok, deci pentru această reclamă text, la fiecare căutare, reclama text va fi creată în mod dinamic. Și anume, atunci când cineva caută mașini de tocat, va apărea reclama de sus. Și asta pentru că mașini de tocat are mai puțin de 25 de caractere, care este limita titlului, și va lua ca și titlu căutarea efectivă din care vine acel vizitator. Și avem reclama mașini de tocat, cel mai bun raport preț-calitate, transport gratuit oriunde în țară. Pentru tocător carne, avem aceeași reclamă de aici, în schimb vizitatorul va vedea o reclamă cu titlul tocător de carne. Deci va vedea titlul efectiv ceea ce a căutat el. Mai departe, ce am subliniat cu roșu, este mașini de tocat carne ieftine, care este o frază ce depășește 25 de caractere. Google nu permite un titlu mai mare de 25 de caractere și va afișa titlul selectat de mine by default. Ce anume ce de acolo, mașini de tocat carne. Eu recomand să folosiți, dacă folosiți DKI, să folosiți cu foarte mare atenție, pentru că atunci când folosești, când o persoană caută ceva în Google și vede titlul și eventual poți să folosești aceste cuvinte cheie și în descriere și în URL, îi sare foarte tare în ochi și rata de click va fi foarte mare. Și trebuie să fim foarte atenți la lista de cuvinte cheie pe care noi le introducem acolo, mai ales dacă mergem pe Broad aici. Care în română se cheamă instrumentul de plasare a
instrumentul de plasament sau ceva de genul. În partea stângă lumea a dat niște rezultate, iar în partea dreaptă mi-a dat ca și site-ul tocmai.ro, aas.ro, pizzo.ro, anunță.biz și așa mai departe. Deci, practic, Google nu a găsit niciun site destul de relevant pentru business-ul meu cu mașini de tocat carne. Ce voiam eu să spun, de fapt, este că este wrong să faci asta, să iei cuvintele cheie sau să clonezi o campanie de pe search pe conținut. Pentru că în unele cazuri chiar nu funcționează. Ori nu găsește Google plasamente, ori găsește plasamente total irelevante. Și putem să ne gândim noi la unele strategii. Strategii, cred că e mult. Și anume, am introdus sarmale și alte implâți. Iar ca și plasamente, și anume site-uri și pagini pe care Google ne-ar putea afișa reclamele, ar fi site-uri cu rețete de sarmale și cu rețete de alte implâți. Și practic, e o targetare destul de ok. Adică persoane bucătărese, să spunem, care se uită pe o rețetă de ardei umpluți, ai putea să o convingi să cumpere o mașină de tocat carne. Acum am căutat. Ai făcut campania asta. Ce? Ai făcut campania asta specială. Am făcut. Chiar am făcut. A, asta e ce. Și pentru... Este foarte important ca reclamele din rețeaua de conținut să fie... De fapt, comportamentul persoanelor care vin din rețeaua de conținut este total diferit de comportamentul persoanelor care vin din rețeaua de căutare. Și asta pentru că o persoană care caută ceva legat de mașină de tocat carne, este interesată de o mașină de tocat carne. Fie că este interesată să caute review-uri sau informații sau să cumpere, ea prezintă un anumit interes. În schimb, o persoană care stă pe site-uri despre... Bine, în exemplu de față nu prea sunt site-uri despre mașină de tocat carne, dar o persoană care stă pe site-uri despre rochii de seară, spre exemplu, nu este neapărat interesată să cumpere în momentul, în momentul acela rochii de seară. Și probabil s-ar putea să nu fie interesată deloc. S-ar putea doar să vrea să uite la poze, să vadă ce rochii de seară s-a îmbrăcat Angelina Jolie sau mai știu eu ce alte chestii. Persoana respectivă este acolo să citească, să zâneți și așa mai departe. De aceea, reclamele din rețeaua de conținut ar trebui să fie mult mai appealing decât cele din search. Ar trebui să vină cu un beneficiu foarte mare și să vină cu o chestie care să le sară în ochi, să zică, wow, ce tare e oferta asta sau uite, aș vrea și eu să cumpăr tocătorul ăsta de carne. Că... și pentru exemplu de față, eu am creat reclamele următoare. Mașini de tocat carne, ideale pentru sarmale și alte impuți. Bonus, rețete gustoase de sarmale. Și mașini de tocat carne, bonus, rețete gustoase de sarmale, transport gratuit oriunde în țară. Și cum am gândit eu? O persoană fiind deja pe un site de rețete, eu îi ofer o carte de rețete de sarmale, că știu că ea citea rețete de sarmale sau de alte impuți, și că lângă asta poți să-i oferi și transport gratuit la tocătorul de carne. Targetarea este, pentru că persoanele care vor să facă sarmale, care cam ar avea nevoie de un tocător de carne, și oferi și un bonus. Și sari în evidență cu reclama. Raportul de termen de căutare se cheamă în română, în engleză e search term. Și anume din Google AdWords, dacă mergi pe tabul cu keywords, ai undeva un butonel în care scrie search term. Dai acolo select all și dai click. Și de acolo vezi exact cuvintele cheie în care au venit vizitatorii tăi.
Și anume, pentru tocător carne, dacă eu am cuvântul doar un grup cu cuvântul tocător carne pe, de tipul broad match, acest vizitator, cum am arătat în primele slide-uri, poate să vină din o groază de cuvinte cheie. Acest raport este esențial deoarece mă ajută să descoper exact cum ajung vizitatorii la mine pe site. Și mă ajută să descoper odată cuvinte cheie negative, deci persoane care practic nu vor cumpăra niciodată de la mine, era cel cu echipamente de la Maxigel. Și în al doilea rând mă ajută să găsesc mult mai multe cuvinte cheie decât cele cu care am pornit eu. Și cuvinte cheie pe care le pot regrupa după criteriile pe care le-am zis. Nu. Asta e 10, de fapt, de-aia. Știi că m-am chinuit să ajung la 10. Nu strici Feng Shui cu 50. Nu, că mă opresc pe asta. Nu, e ok, nu ne-am pus. Șapte anulat. Da? Șaptele era nu-i bine. Era nu e bine, da. Păi nu, că după aia dădeam și toroți acum e bine. Da. Cât și în funcție de ce să licesc pe cuvintele cheie. Atunci când pornești un cont Google Adwords, Google îți dă, by default, un quality score, un score de calitate. Și scorul ăla de calitate cu care pornești poate să fie 7, în cele mai multe cazuri la mine era 7 sau 5. N-am întâlnit. Când lansam un cont să fie diferit de 7 sau 5, nu în România. În afară am pornit și cu 2 și cu 3. Parte de sus, adică ce? 10. Din stat? Da. Sau 10, dar fără. Când l-ai preluat, îți dă un cont nou. Când îl pornești, când îl lansezi, de cele mai multe ori e 5, 7, s-ar putea să nu fi văzut-o. Sau dacă e 10, să scadă imediat. La mine ce puteam era 7 și după o zi, o creșteau imediat la 10. Ideea e că Google alocă acel scor de calitate după niște algoritmi care, mă rog, numai el îi știe, care, din punctul meu de vedere, sunt destul de wrong, că asociază, practic, cuvintele cheie cu reclama și cu landing page-ul. Dar, după ce se lansează campania și începe să devină activă campania, Google recalculează aceste cuvinte, acest scor de calitate în funcție de relevanța cuvintelor în motorul de căutare. Și anume, de fapt, funcție de relevanța dintre cuvântul cheie și reclamă. Pentru că Google vrea, în motorul său de căutare, pe prima pagină să aibă rezultate cât mai relevante. Ori dacă eu afișez pentru cuvântul tocător de carne, afișez o reclamă cu tocător de roșii, Google o să-și dea seama că reclama nu este relevantă cu ce a căutat utilizatorul, și va încerca să-mi crească cât mai mult prețul până eu nu voi mai permite să plătesc acea reclamă și ori o voi opri, ori putem cu mătunare. Da? Cum facem să rezolvăm această problemă? Eu, în principiu, pornesc cu o sumă mai mare de licitare. Și anume mă uit la suma estimată de Google, în Google AdWords și mai adaug câteva zeci la suma respectivă. Și încerc să mă asigur că pentru cuvintele cheie, reclame pentru acele cuvinte cheie pentru care eu licitez, reclamele mele vor fi afișate tot timpul pe prima poziție. Și asta pentru că, oricum, după cum am văzut, încerc să fac reclamele să fie cât mai relevante cu cuvintele cheie, și ele fiind pe prima poziție, voi atrage o rată de click cât mai mare. Și astfel, Google va sta el și va analiza și va zice, băi, uite ce rată de mare de click au cuvintele pentru ce rată de mare de click au reclamele acestea pentru cuvintele astea și îmi va asocia un scor de calitate mare. Primind un scor de calitate mare, îmi va scade costul pe click. După ce îmi cresc acest scor de calitate, practic, revizuiesc toate cuvintele cheie și scad acel bit pe care eu l-am făcut inițial.
bată cu prețul tău. Concurenții tăi să bată cu tine, crezi și ei prețul. Clasică întrebare. Și atunci tu poate te vei afla în situația de a nu mai putea scădea costul, adică dacă îl scazi, ajungi undeva să nu te mai vadă nimeni. Da, bine, să știi că nu sunt mulți aia care fac chestia asta. De regulă este unul singur și ăla e... Stai timp, dacă pot să zic și eu, adică cel puțin, poate la noi, pe mașini de tocat, da, sunt de acord. Nu. Nu sunt foarte mulți, poate ești singur. Dar... Și pe articulări și pe toate, nu. E unul singur, ăla care e puțin de reglat și licitează, știi de ce, că vrea să fie pe primul loc. Nu. Sunt, de exemplu, ce am mai văzut eu, păi, instalații sanitare sau, nu, reparații de mașini de spălat. Și au fost, fac conturi duplicate de AdWords, știi, și încep să liciteze cât mai mult. Și oricum, ei tot pierd bani, dar au vor să ocupe cât mai mult pe căutarea respectivă. Eu ce aș face la fața asta este să îi las pe ei să fie pe primele poziții și încerc să-mi creez reclame care să atragă atenția. Fie folosesc cifre în titlu, fie folosesc discount, procentul în titlu, folosesc semne exclamării, folosesc că dau plus în față sau fac bulleturi la o reclamă. Fac în așa fel încât reclama mea să iasă în evidență, chiar dacă e cu poziția 3 sau 4. Păi, da. Și mă încerc să, adică, de principiu sunt, respect toți termenii Google AdWords. Și astfel fiind pe... Am mai terminat acum. Și astfel, chiar dacă sunt pe poziția 3, practic încep să-i sară în ochi. Pentru că nu are rost. Am avut un client care se știa cu competitorul lui foarte bine și ăsta vrea să fie primul și ăla tot pe primul loc vrea să fie. Și se licitau și ajuns să plătească, nu mai știu, a plătit și cu dron pe PIN. Ceea ce în România mi se pare foarte mult. 8 dron pe PIN. Și a lăsat-o să ruleze în perioadă. Există soluții, plus că lângă asta poți să te uiți să vezi dacă competiția ta care face chestia asta respectă totalitatea termenii Google AdWords. Și dacă nu respectă? Dacă nu respectă, poți să faci sesizare și vedem că te ascultă. Chiar iau un calcul? Iau un calcul? Am încercat să mai fac sesizări, dar nu... Mă rog, fac postate, dar degeaba. Ia un calcul. Eu, de exemplu, am și un număr de la call center-ul din stat, deci de obicei până la ei. Și răspunde unul din India, dacă e. Nu știu de ce de răspunde, dar el are acces la contul meu și îi spun. Da. Ok. Ce ăsta 10, care era 11, de fapt, era propuneri din sala de ante... La secțiunea întrebări. Acum mai era... Mă așteptam la tine să ai o grămadă de adăugat. Cum că eu nu... Bine, mulțumesc și sper că au fost bine.